Avem încă un adversar de temut, acela în care, să spunem așa, de vreun an și jumătate tot căutăm o soluție pe care este găsim, deja pe plan mondial. Și anume pandemia aceasta. Știu că nu e un subiect foarte plăcut, mai ales că în alte țări se discută și chiar se aplică o sumedenie de măsuri restrictive. La noi încă este o relaxare foarte vastă, să spunem, sau largă. Haideți să explicăm. Nu este o relaxare vastă sau largă. Există niște reguli foarte clare, dar nu întotdeauna regulile sunt respectate. Adică masca nu este eliminată, poate că este cea mai importantă măsură de protecție în spațiile închise, în mijloacele de transport, în trenuri, în autobuze, în autocare. Deci este obligatorie și auzim din ce în ce mai mult oameni care se plâng că în timpul deplasării oamenii nu își poartă mască. Deci asta nu este relaxată, asta e încălcarea regulilor. Deci asta este un aspect. În al doilea aspect, noi am pus niște praguri care, dacă se atinge oricare din aceste praguri, începe să se dea înapoi cu măsurile la nivelul anterior. Și acest lucru l-am mai explicat noi și l-am explicat și la declarațiile de la guvern după ce s-a adoptat hotărârea de guvern, că este pragul de 2 la mie, este pragul de 3 la mie și sunt măsuri care se aplică automat când se atinge pragul respectiv.